Ce fac, băieții, și bine ați venit la un nou episod din seria voastră preferată, FIFA 19 Draft spre Gloria. Înainte să începem, nu uitați să lăsați un like dacă vă place această serie, dacă vreți să vedeți mai des pe canal. Haideți să vedem și formația pe care o să o folosim: 4-1-4-1, 4-5-1, 4-1-2-1-2 wide, 4-5-1 attack și 5-3-2. Tot a avut 4-5-1 attack, asta este o formație foarte pretențioasă. 4-1-4-1 cu un CDM și 2 CM. Cam singuratic atacantul ăla. 4-5-1 ăsta cu vreo 3 mijlocași centrali. 4-1-2-1-2 wide. Și hai să vă spun ceva, de ce nu? N-am folosit deloc formația asta noastră. E momentul să o folosim. Oh, și uite ce frumos începem cu Pele. Haide, Pele, vino cu a. Salutăți galeria. Pa-pam. Bun, bun, bun. Eder, Werner, Paco, Alcacer. Pe ce ligă vrem să ne ducem? Avem Germania, știi? Din câte văd eu. Cam singurele opțiuni. Paco ăsta, 83, shooting, weak foot. Ok, Werner. Werner, deși voi știți că eu sper la... la un team of the year să ne pice și nouă să jucăm cu el. Asensio, Rose, Young, Neto și Klein. Rose, Asensio. Asensio ăsta aș putea să-l folosesc dacă m-aș duce pe un La Liga. Rose, Young ne va mai da jocul funda stânga. Klein, așa, portar. E ok locul ăsta. Hai să vedem următorul. Mbappe. Să-l iau pe Mbappe să sper la Team of the Year. Nu știu ce să fac, îl iau pe Mbappe. Să vedem un mijlocaș dreapta. Mata, Pedro, Leon, Yarmolenko, Salah. Salah, 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 Salah. Hai, vino cu Salah. Facem un hibrid? Premier League cu Bundesliga? Măi, am face, dar vedeți voi, îmi dă numai din Bundesliga. Și facem din Bundesliga. Dacă ei vor din... asta e Bundesliga. Asta e... Zweite Bundesliga. Liga a doua. Wagner e din prima. Și ia bine. Ok. Ok, pe stânga. Marco Reus. Card normal. Nu se pare că ne dă Ribery. Ribery pentru chemistry n-ar fi o problemă, dar tu Douglas Costa e un jucător mai bun. Și ia și chemistry. Și e și cu Hunter. Sonaldo? Nah. Dar aș putea să-l iau totuși pe Sonaldo și după aceea să sperăm la un Premier League, știi? Că oricum atacanții noștri vor sta în 10. Ceea ce este super ok. Sony e o opțiune bună și e posibil să fie mai bună decât Douglas Costa? Nu știu ce să zic, chiar nu știu, băieți. Pentru că totuși pe lateral acolo îți trebuie cineva pe fizic, pe viteză. Douglas Costa asta pare mai așa, mai bestie. Bestiuță. Hai mă că mă duc pe Costa. Matuidi, bun, bun de tot. Kante și mai bun. Nabelea, ce să facem, Oviță? Fernandinho, le-au pe Kante. Mamă, Fernandinho ia de la amândoi, e super tare, știi, dar Kante e mai bun defensiv. Foarte bun. Fundaș dreapta, fundaș dreapta, Dumnezeule, nu se poate. Mamă, ce mi-ai dat aici? Fundaș central. Trebuie Premier League, îmi dă Chiellini, e bine și nu e bine. E bine, Varan, Varan e bun, ok. Cahill, Piqué, iau pe Varan pentru Kante. Pam, 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 pam. Koscielny, Marcano, Maguire, Coates, David Luiz. Koscielny, da, ne ajută foarte bine Koscielny. Mai avem ceva... și cred că e mai bun David Luiz, dar nu ia cu Varan, știi, iau pe Koscielny totuși. Fundașul la dreapta trebuie să găsim cumva să-l înlocuim. Acum pe fundaș stânga am dat Durmisi, are linia cu Douglas Costa. Pivaric n-are șansă. Durm ăsta, ok, dar cred că mai degrabă Durmisi și cu Anchor. Dar fundașul ăsta stânga Bernardo ia cu toți și împacă pe toată lumea și e fericit, ok. Portarul Neto. Navas, Navas e bine, vedeți voi, e bine cu Varan și stăm în 10 cu toți, știi, e foarte important asta. L-avem și pe De Gea aici,
mi lasă pe Varan în 7 și el stă în 7, dar e un portar mult mai... Fiți atenți! Decizie. E foarte complicat. Cu Navas, mă duc în full chemese la Varan și la Navas, dar ies cu Navas. Cu De Gea, mă duc în 7 la Varan și 7 la De Gea. Dar iau pe De Gea. Mult, mult prea bun. Sane. Ok, Lichtsteiner, Delph, Bernardo Silva și Parolo. Bernardo. Aș lua pe... Vezi, mă ajută în schimb Lichtsteiner. El mă ajută Lichtsteiner, dar săracul mamă 71 pace mă va mânca. Totuși nu prea am alte opțiuni. Ăsta nici măcar nu e pe left mid, dar... Da, îl iau pe Lichtsteiner. Ok, 94, decent. Mane, Milinkovic, Denisov, Sterling și Raul Garcia. Mane pentru super sub. Ok. Fabra, păcat, fundaș foarte bun, dar nu e dintr-o ligă prea bună. Dini, Trejo, David Neres, Suso poate ca super sub. 94, mă mai joc eu cu ei pe aici și scot la capăt să-i fac în full chemistry. Dacă vezi tu deja pe partea asta o viță, ești cam... Te vezi, ești Premier League. Știi? Așa ți-ar lua Kante full, dar rămâne Mane cu mai puțin. 93, de fapt ai pierdut, ciudat. Hai că vedem imediat acum ce ne mai dă la rezerve. Mahrez, ok, Sterling, Piatti și Ribery. Iau pe Mahrez, după cum știți, e printre preferații mei și schimb pe Salah. Asta este, chicos. E, intră și Salah după minutul 1, vă faceți griji. Sané, in form. Ok, Piatti, Kruse, Ott. Arată foarte bine Sané ăsta. Foarte bine. Și ia și chemistry foarte bine. Am dus în 95. Bun. Iar Mendy, Rakitic, Ses și Ronaldo. Ronaldo ca super sub. Prea-mi place mie Werner acolo în atac, să știți. Guarin. Cine stă, mă, Rashica ăsta? Hai, mă, vină cu am. Mai avem 3 jucători rămași. Hernandez. Francez acolo. Interesantă opțiune, interesantă, cel puțin interesantă. Uite și Mane pe partea aia. Trebuie să joc Hernandez fundaș dreapta, da? Și ar putea să intre Mane acolo. Dar uite că l-am pe Sidibe care pot să-l joc fundaș dreapta. Nice, fii atent. Iau pe Sidibe. Bun, așa, scot Mahrez. Suntem în full cam. Și de aici iese Lichtsteiner. Arată bine echipa acum. Sunt tare curios că mă duc eu cu Mane aici. Pierd mult de tot. Da. Cu Mane. Sunt curios în cât ar sta ei. Ia stai, de curiozitate. 3 și 3, vezi? Și dacă îi bat după minutul 1, ei stau în 5. Deci nu prea se merită această modificare. Așa suntem în 100, știi? Doi jucători rămași și mi-ar prinde și un icon la goalkeeper. N-ar fi rău, da, bineînțeles că nu ne pică. Mario Fernandez, Lovren, Mario Gaspar, Vestegar și Rami. Meh, niciunul. Și portarul, hai să vedem, nu e nimic deosebit. Trimitem totul. Na, trebuie să le apoi de 80, în fine, nu contează. 100% la chemistry, asta înseamnă că la super subs aici e cineva pe care posibil să-l bag eu. Așa, Rami, bun. Hai să luăm și managerul. Pe cine n-are full cam? Păi, ok, Varan n-are full cam. Ne-ar ajuta la Varan, mă, un francez sau cineva din La Liga. Asta e. Mi-a dat numai La Liga. Uite, mi-a dat și din Santander. Bun, l-am luat pe ăsta. E un draft, zic eu, reușit. 186 overall rating. Cea mai bun jucător, Pelecante și 92 UCL. De Gea. Primul adversar din draft, un 4-3-2-1 cu Sané, Agüero și Bale. Oh, Team of the Year, Modric. Ok, hai să vedem.
cum se mișcă acest 99 Team of the Year Modric. Wow! Mosundoiul. Scăpăm bine cu Salah. Mbappe. Mbappe! Ololo, pe verde a ratat. Cum a ratat, my friend? Băi, nebunaticule, băi. Aoleu, Mbappe! Lasă-mă că dă el. Uite ce-mi face De Gea, frate. Făcut tackling singur, mă? Uitați-vă. Băi, m-a mâncat ăsta, mă. Nu cred! AI defending, nu cred! Uitați-vă și voi statistici, bă, și el are 2-0. Haide mă, haide mă! O la la, Mbappé, m-ai mâncat! Da, e meci, n-ai, e meci ăsta. Noi ratăm, el dă gol. Asta este, băieți! Haide, Mbappé, haide mă! Pasează la port. Uitați-vă și voi, mă. Bă, băieți, bă. Bă, băieți, bă. N-ați văzut așa ceva, bă. N-ai pur și simplu și n-ai ce să faci. Pasează la portar și atât. Nu mă rez, Dumnezeule, pe verde. Meciul ăsta. Nu știu ce s-a... Vă spun cu mâna pe mă. Nu știu ce s-a întâmplat. Foarte ciudat totul. Per total habar, statistici, 4, 14, 8 la șuturi, mai ceva de zis. Nu mai vreau să mai vorbesc despre draft-ul. De mult n-am pierdut, aveam ultimele 3 draft-uri, câștigat toate 3. Premium, silver, gold pack și gold pack. Nimic, silver. Ok, trimit toți pe transfer list, poate se vând, cine știe. Nu știe niciodată, facem de acolo câteva miuțe. Gold pack, greu de crezut că o să ne pice ceva acolo, foarte, foarte dificil, bineînțeles că nu-i board down, e non-rare sand, nu știu dacă facem 5-6k din draft-ul ăsta, dar na. Pam, 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 pam. Da, și mai avem un singur pachet, mamă, m-am enervat în draft-ul ăsta, a fost tot foarte urât, dar asta e, se întâmplă, ultimul pachet, băieți, ah! Nu e nici ăsta nimic deosebit, poate Bordeaux, nu, măcar e Rare Gold CM Spaniol de la Sevilla, Benat. Ok, băieți, cam atât pentru astăzi. Pare rău că n-am reușit să câștig draftul, ăsta se mai întâmplă, am ratat câteva ocazii. M-a enervat foarte tare și adversarul, dar asta e, ce poți să-i faci? Asta este, hai, vă pupoviți, pa, pa!